Înainte de începe clipul, vreau să vă spun că sunt live pe Trovo. Pentru cei care nu știți ce este aplicația Trovo, e bine, este o aplicație de streaming unde voi fi live, iar pe acel live voi da diamante gift abonaților. Așa că descărcați aplicația, faceți-vă cont și intrați pe linkul din descriere ca să vă trimită direct la profilul meu sau îl aveți aici undeva afișat pe ecran. Dați-mi urmărire, iar în momentul în care sunt live, voi da diamante gift abonaților. Vă aștept acolo și haideți cu mult, mult, mult hype. Vă aștept și să înceapă clipul. Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Eu sunt Vlad, iar astăzi vă voi arăta cel mai secret DPI pentru Free Fire și cel mai bun DPI pentru Free Fire. Dar înainte, după cum v-am obișnuit și după cum am obișnuit să spun de fiecare dată, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Să trecem la acest clip peste 100 de like-uri. Nu știu dacă vom reuși, dar dacă apăsați fix acum pe butonul ăla de like, ar fi super, super tare. Să vă abonați canalul, să facem 30.000 și cred că mai avem foarte puțin și facem 26.000 și ne mai trebuie încă 4.000 de abonați ca să reușim să ajungem la suma de 30.000 și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru sumele acestea și pentru suportul acordat la fiecare videoclip pe care îl postez. Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Și încă ceva, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, aveți Instagram în descriere, intrați pe acel link sau căutați-mă pe Instagram pentru că și acolo postez destul de multe chestii, poate nu de Free Fire mai mereu, dar poate de unele când cu mine sau în viața reală sau în fine, înțelegeți voi. Bun, astăzi vă voi arăta 3 metode, 3 DPI-uri, dar din 3 DPI-uri doar una este cea mai bună. Deci stați până la final pentru că o să aveți de învățat chestiile astea și o să vă fie foarte ușor pe Free Fire, mai ales pentru că toată lumea vrea să dee headshot mai ușor. Băi, ce e chestia asta? Wow! Deci foarte multă lume vrea să dați headshot, iar astăzi am venit cu o nouă metodă pentru că v-am tot arătat setări pentru sensibilitate. Da, cea mai bună sensibilitate pe joc. V-am arătat setări pentru telefon. Cea mai bună setări pentru telefon. Dar nu v-am arătat niciodată cel mai bun DPI pentru Free Fire. Cel dintre toate. Așa că în episodul de astăzi vă voi arăta DPI-ul perfect pentru Free Fire. Iar până atunci va trebui să trecem prin diferite DPI-uri, să vedem cum merge și apoi să vă spun la final care dintre cele 3 DPI-uri este cea mai bună. Bun, hai să nu mai stăm la taclale. Au intrat multe chestii. Aparent, nu știu dacă am spus la începutul clip sau nu, am început live-uri pe Trovo, așa că dacă nu mă urmăriți pe Trovo, instalați rapid aplicația din descriere, faceți-vă cont și dați-mi follow pentru că voi face live-uri și voi da diamante gift abonaților și celor care mă urmăresc acolo pe Trovo. Așa că, băi, eu zic că dacă vrei să te alegi cu niște diamante, poți să-mi dai un follow, să stai pe live și poți să pui acolo ID-ul tău. Dacă e, te nimerești, pac, ai primit diamantele pe loc, nu mai stau la discuții. Bun, hai să începem și să nu mai stăm la taclare, pentru că știu că foarte mulți nu stați pe la acest minut și dați skip ca să vedeți care este ideea și cum funcționează, dar doar adevărații oameni și adevărații jucători și adevărații abonați care vor să vadă cu adevărat ce se întâmplă și vor să știe cu adevărat care este treaba, stau minut și secundă după secundă ca să afle chestiile astea. Bun, hai să nu mai stăm și să mai vorbim și hai să intrăm rapid la setările telefonului să vă arăt cum s-a activat și voi DPI-ul, chiar dacă v-am arătat cred că de 100 de ori până acum, dar vă arăt indiferent pentru că poate o să mai vină oameni noi și o să vrea să vadă și ei și chestii dintre astea. Așa că hai să intrăm în setări și să vă arăt DPI-ul sau DPI-urile pe care le vom folosi astăzi. Ok, pentru că foarte mulți ați văzut, bănuiesc, cum activați DPI-ul, dar pentru cei care nu știți, mergeți la despre telefon. Vă duceți la informații software, după care unde scrie numărul versiunii, da, apăsați pe numărul versiunii, da, până vă va, sau număr nucleu, ceva pe acolo, indiferent, da, versiune nucleu sau numărul versiunii, dar bănuiesc că numărul versiunii. Apăsați de mai multe ori până când va scrie jos, sunteți sau ați devenit dezvoltat. După ce ați făcut lucrul ăsta, mergeți rapid la sistem și căutați opțiuni pentru dezvoltatori. Sau puteți căuta voi în setările
aplicației, opțiuni dezvoltator. După care mergeți în jos, da, până când ajungeți la DPI, da, vedeți aici cea mai mică lățime. Ăsta e DPI, DPI. Ok, care este cel mai bun DPI pentru Free Fire? Ei bine, vom avea așa, prima și prima oară 392 și vom încerca să jucăm să vedem cum merge 392 și dacă este un DPI ok pentru Free Fire. Ok, hai să mergem la training să vedem care este diferența la 392 DPI. Hai să vedem dacă jocul rulează mult mai bine sau dacă headshot-ul este mult mai ok. Pentru că știu că și voi aveți 392 DPI sau majoritatea dintre voi aveți 392 DPI. Hai să vedem cum funcționează și dacă merge la cap sau dacă nu intră la cap. Aici e ideal. Luăm shotgun-ul normal și luăm UMP-ul pentru că știu că UMP-ul jucați mult. Bun, hai să vedem adevărata treabă. Ok, intră. Nu mult. Am înțeles. Ok, hai să vedem la shotgun. Ok, ok. Dacă vreți să știți și voi cum să trageți sau cum să folosiți răgaciul mai ușor, aveți un clip în descriere în care mi-am explicat în mare cam cum puteți să trageți cu trăgaciul sau pentru fiecare armă în parte, așa că nu are rost să vă mai explic. Acum hai să vedem și la Deagle. Ok, ok, nu vrea, am înțeles. Bun, deci 392, nu prea așa de wow, hai să încercăm cu următorul de... Ok, deci 392 DPI nu este cea mai bună variantă. Hai să încercăm cu 400 DPI pe DPI-ul care eu am spus că îl folosesc. Deși dacă va fi ceva mai bun din ăsta sau va fi unul mai bun ca ăsta, voi folosi pe cel mai bun, vă dați seama, pentru că și eu vreau să dau aici, nu doar voi. Ok, vom lăsa DPI 400. Ok, hai să restabilim toate chestiile astea și hai să vedem care este mai bun. Deci acum suntem pe DPI 400 și să vedem cum intră la cap. Ok, ok, ceva mai bine, ceva mai bine, mult mai bine pot să zic. Ok, 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 hai să schimbăm arma. Oh, formidabil. Ok, ok, merge, 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 frumos, frumos. Hai să vedem și la headshot. Shotgun-ul nu prea l-acceptă la 400 DPI, am înțeles. Bă, pot să zic că e ok, pot să zic că e bun și cel ce mi s-a părut mie că e bun. Ok, intră la cap, ok, ok, foarte bine, foarte bine. Bun, iar acum hai să vă arăt și următorul DPI. Ok, următorul DPI va fi nici mai mult, nici mai puțin de 440, 440 DPI. Hai să vedem cum îți schimbă efectiv toată treaba cu telefonul și parcă îl văd mult mai mic. Aici, ok, și wow, s-a schimbat tot. Ok, s-a schimbat toată treaba pe Free Fire aparent. Hai să vedem cum e 440 DPI. Oh my god, this is awesome, bro. Mamă, ce sensibilitate, frate, wow. Insane. Mamă, vezi că intră la cap, tăticule, nu te joci cu el. Uite un pic ce roșu e. What? Bă, ăsta intră la cap, frate. What the heck? Bro! Se pune ținta pe creierul ăsta. Wow! Wow, 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 wow. Hai să zic, adică, bă, bă, wow. Bă, ce? Mă, ce? Mi se vede, gen, what? Gen, nici nu trebuie să trag foarte mult de trăgați. Wow! Bro! Bro! Bă, frate, uite-te un pic, da? Deci chestia e că nu trebuie să tragi foarte tare de buton, adică nu trebuie să te duci foarte mult în sus. E, trebuie să fii finuț, finuț cu el. Bro, da. Da, bro, deci trebuie să fii foarte finuț cu trăgaci. Aparent dacă trag mai mult, nu-i se duce mereu headshot. Gen, trebuie să fii foarte finuț cu el. Wow, dude! This is awesome, bro. Bro, cât de tare e chestia asta. Deci aparent 392 DPI nu a fost cea mai bună opțiune. 400 a mers cât de cât, iar 440 este cea mai ok sau este cel mai ok DPI de pe Free Fire, bro.
Wow, it's insane chestia asta, what? Nu m-am așteptat la chestia asta. Wow, bro, deci îi dai aproape full red. Deci îi dai aproape full red, wow. Wow, 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 wow. Și credeți-mă că a rămas un pic surprins cum de se poate chestia asta. Băi, efectiv, efectiv, da, deci efectiv din 440 de PI dați headshot mult mai ușor și uite cât de tare skin-ul ăsta pe armă. Wow. Bro! Uite un pic cum urcă la cap, aproape full red, frate, adică uite-te un pic și mai ales că arma trage gloanțele numai de aiurea, o să-i dai și la corp. Dar bro, uite-te un pic, ești foarte aproape, deci ești foarte aproape de țintă. Da, deci arma, numai că trage arma de aiurea, că na, așa e arma asta. Bă, dar îi dai headshot, îi dai headshot, uite-te un pic, îi dai headshot. Ok, deci aparent 440 DPI este cel mai bun DPI pentru Free Fire la momentul actual. Wow! Bro, gen, wow! Deci nu vrei să știți cum se simte. Efectiv, dacă am fost învățat să trag foarte tare de trăgaci. Credeți-mă că mă duceam trăgaci așa, prea sus. Dar, bă, îi dai cap. Uită-te un pic. Uită-te un pic. Gen, trebuie să fii foarte finuț. Dacă tragi prea tare, nu prea intră cap, gen... What? Holy moly macaroli, dude, this awesome. Bro, deci cred că e prea tare, prea tare. Da, bă băieți, dacă v-a plăcut episodul acesta, nu uitați să apăsați și voi pe buton de like, să mă urmăriți pe Trovo, pentru că acolo voi face live-uri și voi da gift diamante abonaților și celor care mă urmăresc acolo. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe, să ajungem până la 30.000 sau cine știe, până poate la 100.000. Așa că, băi, ne vedem data viitoare și sper că vă merge și vouă și sper că vă place și aștept să spuneți în comentarii cum a fost, pentru că chestia asta este insane! Wow! Deci 440 DPI este cel mai bun DPI pentru Free Fire la momentul actual. Holy moly macaroli, bro. Wow. Ok. Băi, eu vă las și sper să vă distrați și să dați multe headshot-uri și hai cu win-urile alea forță pe Free Fire, pentru că am văzut că foarte mulți jucați acolo și au ajuns foarte mulți grandmasteri, iar chestia asta cred că vă va ajuta enorm. Eu am fost Vlad și noi ne vedem data viitoare la un alt videoclip. Vă salut și vă aștept pe Trovo. Adios, boys!